Îmbunătățirea serviciilor medicale este prioritară pentru Guvernul României. Am alocat fonduri naționale, după cum am spus, dar am găsit și soluții complementare de finanțare din fonduri europene. Au fost depuse 7 proiecte regionale cu o valoare nerambursabilă de 390 de milioane de lei pentru achiziționarea mai multor tipuri de ambulanțe și echipamente necesare acestora. Dorim astfel ca cetățenii să beneficieze de servicii medicale și echipamente care să crească capacitatea de răspuns la situații de urgență, inclusiv în cazul accidentelor cu victime multiple. Fondurile provin din programul operațional regional 2014-2020.